Anul acesta de Ziua Mondială a Inimii se propun 4 pași simpli care pot menține o inimă sănătoasă. Într-o primă fază trebuie eliminat fumatul din casă, să se consume alimente sănătoase, din meniul zilnic să nu lipsească cele 5 porții de legume și fructe, iar consumul de sare să fie limitat la cel mult o linguriță pe zi. La acest moment, România ocupă locul 4 în Europa ca număr de cazuri înregistrate, iar județul Dâmbovița se plasează în partea defavorabilă a ierarhiei românești cu aproximativ 760 de cazuri la 100.000 de locuitori. Invităm pe toată lumea ca cu ocazia acestei zile de 29 septembrie, fiecare să-și propună să inițieze acești 4 pași. Personalul medical vine în sprijinul populației în acest sens. În Dâmbovița, cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății, vor fi tipărite și distribuite materiale informative în unitățile de învățământ, cabinetele medicale, baze sportive, iar dâmbovițenii pot beneficia de măsurarea tensiunii arteriale în punctele stradale amenajate de Direcția de Sănătate Publică. Cu ocazia Zilei Mondiale a Inimii, noi, Biroul de Promovare a Sănătății din DSP, vom organiza activități de tipărire și de distribuire de materiale informative pentru unități de învățământ, cabinete medicale, baze sportive. Avem programate și orele stradale pentru măsurarea tensiunii arteriale și distribuire de materiale informative împreună cu voluntarii Crucii Roșii. Un curs de instruire pentru prim ajutor cardiovascular, de asemenea împreună cu Crucea Roșie. De asemenea, cu această ocazie se organizează campanii gratuite prin care laboratoare din Târgoviște fac analize de colesterol în mod gratuit.